Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor anunță retragerea de la vânzare a unui lot de pepeni verzi din Turcia, la care s-a descoperit conținut depășit de pesticide. La fel ca pepenele galben și cel roșu e foarte sărac în grăsimi și calorii, 100 de grame de pepene roșu, de exemplu, conține doar 30 de calorii și 0 grăsimi. De asemenea, pepenele roșu mai este bogat în vitamina A, foarte utilă pentru imunitate și vedere. Medicii spun că fructele bogate în vitamina A îți pot ajuta corpul să se protejeze mai bine și împotriva cancerului pulmonar. Dincolo de asta, pepenele roșu mai conține și licopen, care protejează pielea de razele UV și ajută la prevenirea cancerului de prostată. Vă informăm că am fost notificați de către furnizorul SC Microfruit SRL să inițiem retragerea de la comercializare și de la clienți a articolului menționat mai jos, motivul rechemării, depășirea valorii admise de reziduri pesticide. În cazul în care ați cumpărat produsul menționat mai sus, vă rugăm să nu-l mai consumați și să-l returnați în magazinele de unde l-ați achiziționat până pe 13.05.2020, urmând să primiți contravaloarea lui. Și Carrefour retrage lotul 108 din pepeni verzi din Turcia, vânduți în perioada 18-20 aprilie. Se recomandă persoanelor care dețin produse din lotul descris mai sus, comercializate în perioada 18 aprilie 2022-20 aprilie 2022, să nu le consume și să le distrugă sau să le returneze în magazinele Carrefour până pe data de 13.05.2022, urmând să fie restituită contravaloarea în baza bonului fiscal. Datorită conținutului bogat în nutrienți și apă, pepenele roșu are o multitudine de beneficii și pentru frumusețe, în general, și pentru piele, în mod special. De exemplu, pepenele roșu este ideal pentru hidratarea tenului uscat, foliază foarte bine pielea și stimulează producția de colagen, ceea ce înseamnă că dacă îl folosești la prepararea măștilor, pielea ta va rămâne fermă un timp mult mai îndelungat. Poți crea măști pe bază de pepene și la tine acasă, dacă nu ai încredere în cele din comerț.